Recuperarea endoproteze de genunchi prin mijloace kinetoterapeutice. Rolul genunchiului în locomoție și în viața cotidiană este esențial și de aceea necesită o atenție sporită. Artroplastia genunchiului este o procedură specifică chirurgiei ortopedice ce are ca scop refacerea integrității și a funcției articulației deteriorate prin înlocuirea parțială sau totală a cartilajului degradat sau prin înlocuirea acesteia cu o proteză de genunchi. Motivul de alegerii acestei teme este dat de dorința de documentare în legătură cu acest subiect, deoarece este unul extrem de important. Am presupus că programele de recuperare specifice kinetoterapiei, aplicate postoperator, în cazul endoprotezei de genunchi, pot duce la refacerea integrității și funcției articulației genunchiului. Material și metodă. Cercetarea a avut loc la Ovidius Clinical Hospital în Constanța pe o perioadă de 6 luni pe doi pacienți diagnosticați cu gonartroză unilaterală dreaptă, ulterior cu artroplastie totală de genunchi. Am testat capacitatea de funcționare a genunchiului prin metoda testingului articular. Obiectivele generale au fost la programul de recuperare renunțarea la cârje, îmbunătățirea forței musculare și a funcțiilor proprioceptive, îmbunătățirea echilibrului în timpul mersului și reluarea activității în casă. În prima etapă, săptămânile 3-6, obiectivele programului au fost verificarea plăgii operatorii, continuarea exercițiilor acasă, prelungirea distanței de mers, amplitudinea de mișcare să crească de la 0 la 120 de grade și renunțarea la cârje. În prima etapă, plecând din ziua operației, programul a conținut mișcare pasivă continuată postoperator, gheață local 20 de minute la fiecare 1-2 ore, un prosop rulat sub gleznă în perioadele de relaxare pentru obținerea extensiei, 10 minute de 3 ori pe zi. În ziua 1, progresia mișcării pasive continue cu 10 grade sau mai mult în fiecare zi până la flexie de 100 de grade. Gheață local, 15 minute de cel puțin 3 ori pe zi. Mișcare la nivelul patului. Flexia extensia gleznei timp de 5 minute, așa cum este prezentat în figura numărul 1. Un alt exercițiu a fost extensia activă a genunchiului pe quadriceps, 5 repetări de 5 ori pe zi, cum este prezentat în figura 2. Flexia activă a genunchiului cu alunecarea călcâiului pe pat, 3 ori 5 repetări, șezând la marginea patului, flexia extensie genunchi cu ajutor din partea kinetoterapeutului, așa cum este prezentat în figura 3. În ziua a doua, am continuat exercițiile cu îmbunătățirea amplitudinii de mișcare, mers corect cu cadrul metalic, exerciții la nivelul patului de 5 ori pe zi, mers cu cadrul metalic cu încărcare minimă pe membrul inferior, 75-100 de minute sub supraveghere, mișcare activă a genunchiului de la 0 la 90 de grade, ridicări ale membrului inferior în extensie, 5 repetări de 3 ori pe zi. Nu am să prezint tot programul, o să ajung la ziua a cincea, continuarea exercițiilor, mers cu ajutorul cârjelor, urcare-coborâre pe scări cu ajutorul cârjelor, mișcare activă a genunchiului de la 0 la 100 de grade, rărirea firelor din două în două. În ziua a opta am trecut la suprimarea celorlalte fire rămase de la cuzătură și în ziua a noua, continuarea exercițiilor, mers cu ajutorul cârjelor, urcare-coborâre scări cu ajutorul cârjelor, mișcare activă a genunchiului. Câștigarea extensiei pasive prin punerea unui săculeț de nisip de desubtul călcâiului, ridicări în extensie pe 4 direcții, presă 12 kg cu încărcare, 30 de repetări de 2 ori, extensie de genunchi, stând pe scaun 3 serii de 6 repetări, ridicări pe vârfuri 20 de repetări. Mobilizări pasive, șezând, kinetoterapeutul face priză pe treimea distală a coapsei și a gambei, executând flexia. Decubit ventral, kinetoterapeutul fixează coapsa, face priză pe gambă distal și se execută flexia. În faza a treia, săptămânile 9-12, continuă exercițiile din etapele precedente, se adaugă banda de mers, semigenoflexiuni pe minge bosu, fandări între bările laterale, mers pe plan înclinat și presă până la o treime din greutatea corpului.
Rezultatele obținute la sfârșitul programului kinetic, am obținut prin testarea articulară, testingul articular, un progres de creștere a mobilității în articulația genunchiului de aproximativ 40 de grade, 30 de grade flexie cu un progres de aproximativ 7 grade, respectiv un grad la extensie, așa cum se vede în tabelele de mai jos, la testarea inițială și la testarea finală. Concluzii. În urma experimentului realizat, am ajuns la următoarele concluzii. Rolul kinetoterapiei s-a dovedit a fi deosebit de important, ducând la rezultate semnificativ mai bune și, în același timp, la îmbunătățirea vieții pacienților. Pacienții noștri au realizat un progres de creștere a mobilității în articulația genunchiului în urma programului kinetic aplicat. Așadar, a fost confirmată ipoteza de lucru.